Președintele sindicatului Muntele, reprezentativ la nivelul CEH, Petrenic, a trișat voluntar sau nu la punctaje. Acest aspect a ieșit la iveală după ancheta internă a conducerii Complexului Energetic Hunedoara, care a stabilit și sancțiuni pentru neregulile descoperite. Și nu este singura. Potrivit datelor oficiale, Petrenic a săvârșit abateri de la respectarea regulilor privind efectuarea pontajului, precum și completarea incorrectă sau defectuoasă a foilor de parcurs pentru autoturismul din dotare. Având în vedere aceste constatări, Comisia Disciplinară consideră că inginerul Petrenic a săvârșit abatere disciplinară și propunere sancționarea cu avertisment scris. De precizat că liderul minerilor și al energeticienilor de la Complexul Energetic Hunedoara, Petrenica, este vizat de ancheta derulată de Corpul de Control al primului ministru. Continuăm știrile. Mai mulți activiști de mediu și un om de afaceri din Deva, care va construi o microhidrocentrală în Retezat, pe râul Alb, au fost implicați într-un scandal imens. În urma unei altercații, unul dintre activiștii de mediu a dat cu mașina peste Devean. Autorul agresiunii este Alin Andrioni, cel care în urmă cu o săptămână fusese amenințat cu furca de un primar hunedorian. De asemenea, și un activist de mediu a fost rănit în incident. Incidente grave s-au petrecut duminică în Retezat. Mai mulți activiști de mediu au ajuns pe terenul din zona râul Alb-Coroiești, unde un devean intenționează să construiască o microhidrocentrală. La scurt timp, la fața locului a apărut afaceristul însoțit de un grup de localnici pentru a-i alunga pe ecologiști. Am apucat să mă dau doar jos din mașină, să fac așa o primă poză cu un șantier care era acolo, moment în care din spate, din urma noastră, a venit un fel de jeep cu 6 uriași, s-au dat din mașină, a mai venit o altă mașină și au început să ne bată pe cei care eram în afara mașinilor. Instant, fără avertisment, fără întrebare, fără să ne spună cine sunt sau să ne întrebe cine suntem și ce facem acolo. Direct, pumn și picioare. Scandalul a pornit instantaneu, iar în încercarea de a scăpa, Alin Andrioni a dat cu mașina peste proprietarul terenului în vârstă de 48 de ani. Un incident nefericit s-a întâmplat acolo. Cei care încercau să se salveze, localnicii, cred că au lovit un om. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul că, în urma conflictului, bărbatul în vârstă de 48 de ani, cât și un activist de mediu, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital. Bărbatul peste care Alin Andrioni a dat cu mașina a fost rănit grav, fiind transportat în cele din urmă la o clinică din Cluj-Napoca. Procurorii au deschis un dosar de urmărire penală. A fost începută urmărirea penală atât pentru lovire, cât și pentru tentativă de omor. Este începută doar pe faptă. La acest moment nu este continuată față de un suspect și, având în vedere caracterul unui public și necesitățile anchetei, nu vă putem da niciun alt fel de date suplimentare, pentru că pot influența inclusiv declarațiile care se iau în continuare în cauză. Alin Andrione a fost implicat în urmă cu o săptămână într-un scandal imens. L-a urmărit pe primarul comunei Densuș, Traian Bugari, până la locuința acestuia și l-a acuzat că folosește mașina primăriei în scop personal. Primarul și-a pierdut cumpătul și l-a amenințat pe Andrioni cu o furcă. O femeie bătrână a fost la un pas de moarte după ce apartamentul în care locuiește în centrul Petroșaniului a luat foc. Pompierii s-au luptat minute bune să stingă incendiul, care a cuprins întreaga locuință, iar fumul și flăcările puteau fi văzute de departe. A fost un mare noroc că apartamentul nu era branșat la gaz, altfel vorbeam acum despre o tragedie de proporții. Centrul civic al municipiului Petroșani a fost găduit sâmbătă spre seară de sirenele pompierilor, care au fost anunțați că dintr-un apartament cu vedere spre zona pietonală iese fum și se văd flăcări. Cei care locuiesc în zonă spun că le-a luat cam mult pompierilor, dar a fost nevoie de multă apă, pentru că în casă erau adunate tot felul de obiecte care au ars cu flacără și au scos un fum infernal. La sosire am constatat faptul că era un fum foarte dens pe casa scării și necesita evacuarea mai multor persoane de la etajele superioare. Am mai chemat în sprijin încă o autospecială. Am intervenit cu două linii pentru localizarea și stingerea incendiului. Am evacuat un număr de 4 persoane, dintre care o persoană în vârstă de 78 de ani de sex masculin a fost transportată cu intoxicații la Spitalul de Urgență Petroșani. Mai bine de o oră au luptat pompierii cu flăcările și se pare că totul a izbucnit de la o instalație improvizată cu care bătrâna se încălzea. Bolțarul cu rezistență electrică a făcut un scurt circuit și flăcările au cuprins toate materialele inflamabile.
În urma cercetărilor s-a stabilit ca și cauză probabilă de incendiu un scurt circuit electric, produs de un cablu electric. Ore bune, oamenii din bloc și pompierii s-au căznit să scoată din apartament tot ce putea să ardă în continuare, iar locatarii au fost evacuați până ce fumul s-a domolit. Asta pentru că în locuința în care a izbucnit focul, femeia avea depozitate tone de deșeuri care puteau oricând să se reaprindă. În plus, norocul tuturor a fost că apartamentul nu era branșat la rețeaua de gaz metan. Încă un bloc de locuințe din municipiul Deva va fi reabilitat termic din bani europeni, însă o mică parte din valoare vor suporta și proprietarii. De această dată este vorba despre blocul 80 de pe calea Zarandului din apropierea Ștrandului, unde sunt numai garsoniere. Lucrările au demarat, iar constructorul dă asigurări că vor fi finalizate în aproximativ 4 luni, deși perioada de implementare este de 7 luni. Blocul 80 de pe calea Zarandului, în imediată apropiere de ștrandul municipal, va fi reabilitat termic. Acesta este al 7-lea din reședința de județ reabilitat după ce administratorii blocurilor au solicitat acest lucru și au depus actele necesare. Obiectivul general al acestui proiect este de a îmbunătăți calitatea vieții proprietarilor de locuințe prin creșterea eficientizării energetice a blocurilor. Avem peste 6, vom avea peste 600 de apartamente. Eu speram, sincer, acum 3 ani de zile să avem mai multe asociații care își doresc aceste lucrări de eficientizare termică. Din păcate, sunt 10 blocuri. Eu cred că vor fi mult mai mulți, pentru că vor vedea aceste blocuri cum vor arăta, vor discuta cu locatarii și vor vedea că scad costurile de încălzire, scad costurile de întreținere, plus că există eficientizare al confortului termic, al confortului arhitectural a acestui bloc și sper că vor veni mult mai mulți pe cealaltă sesiune de fonduri europene. Acest contract a fost adjudecat după licitație electronică PSEAP. Valoarea lui este de 104.000 de euro plus TVA. Perioada de implementare 7 luni, noi sperăm că în 4 luni de zile, după cum ați văzut, să-l terminăm. După cum ați văzut, noi am început inclusiv de astăzi, am montat deja schelele pe fațadă, vrem să lucrăm bine. Lucrările pe care le facem sunt de calitate, nu avem, de 20 de ani suntem pe piață, nu avem probleme. Deși constructorul estimează că în ceea ce privește costurile energetice, începând cu luna ianuarie anului viitor, acestea vor scădea cu până la 40%, unii dintre locatari se pare că au temeri atunci când vine vorba de banii pe care trebuie să îi dea. A venit cineva ca să ne dea explicații. Uite, asta este și asta este și asta. Că plătiți atât, că nu plătiți atât, nu pot să înțeleg. Nu veni nimeni să ne explice. Vine și se instalează cu schela. Câți bani plătim? Pentru că suntem pensionari, n-am decât 500 de lei pensie. Ne bucurăm cu toții. Multă sănătate dorim celor care au obținut treaba asta, pe cuvânt. O să simțim și noi că de aici o să mă ducă în altă parte. Anul acesta vor fi finalizate lucrările la 10 blocuri. Mai mult decât atât, Deva este singurul municipiu din județ care are atât de multe apartamente izolate pe fonduri structurale. Atleta junioră Florentina Marin cu de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva a câștigat proba de săritură în lungimea campionatelor internaționale de atletism ale României, prima întrecere în aer liber la care a participat în acest an. Proba feminină de săritură în lungimea a celei de-a 60-a ediție a campionatelor internaționale de atletism ale României, desfășurate sâmbătă la Pitești, a fost câștigată de atleta Florentina Marin cu de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, cu un salt de 6 metri și 55 de centimetri reușit din penultima încercare, performanță cu care este în grafic pentru atingerea obiectivului de câștigare a titlului continental la campionatul european de junioare 1 din luna iulie. Clasarea pe primul loc i-a adus sportivei de 19 ani din Șoimuș un premiu în valoare de 1000 de euro. Pe locul 2 s-a clasat Jessica Alves dos Reis din Brazilia, iar locul 3 a fost ocupat de Elena Andreea Panțuroiu de la LPS Câmpul Lung Muscel. 10 atlete, între care 3 de peste hotare, au concurat la săritura în lungime. La campionatele internaționale de atletism ale României au participat 145 de atleți, din care 74 la feminin și 71 la masculin din 16 țări. În continuare la știri aflăm datele despre vreme.
Temperaturile mai scad cu câteva grade și astăzi nici furtunile nu ne vor ocoli. Minima zilei de 18 grade se va înregistra la Hațeg și Uricani. Cu un grad mai mult vor indica termometrele la Petroșani și Petrila, iar maxima zilei de 20 de grade se va înregistra la Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria, Călan și Gioagiu. Temperaturile continuă să scadă și în municipiul Reședință de Județ, astfel că la orele amiezii termometrele vor indica 20 de grade Celsius. Vă invit acum să urmăriți informațiile din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația întreruptă din cauza unor evenimente rutiere, nici probleme privind influența traficului pe arterele principale. În județul Hunedoara, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a podului Șoimuș aflat pe DN76, este instituită măsură de restricționare a circulației rutiere cu afectarea unei benzi de circulație, traficul rutier desfășurându-se pe o bandă alternativ dirijat de piloți de circulație. Pe respectivul segment de drum este permisă doar circulația autovehiculelor cu masă maximă autorizată de 7,5 tone, autovehiculelor speciale destinate intervențiilor, precum și a mijloacelor de transport în comun. Amplasarea aparatelor radar. DN7 Deva, Suntuhalm, Simeria, DJ-687 Cristur, Hunedoara, DJ-687 Hunedoara, Hășdad, DN-66 Călan, Băcia, DN-7 Mintia, Vețel, DN-7 Vețel, Leșnic, DN-7 Leșnic, Săcămaș, DN-7 Ilia, Gurasada, DN-7 Gurasada, Burjuc, DN-7 Burjuc, Zam, Deva, Calea Zarand, Suntuhalm, DN-76 Căinelul de Jos, Bejan, Uricani, pe DN-66A Strada Muncii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile dimineții. Rămâneți în compania colegului meu, Volodia Macovei. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi perfectă!